Buzoienii au depus numeroase reclamații către primăria municipiului Buzău, prin care sesizau faptul că mulți dintre câinii ce par a fi vagabonzi pe străzile orașului ar proveni, de fapt, din curțile oamenilor. Pentru a verifica aceste aspecte, dar și pentru a-i determina pe buzoieni să respecte prevederile regulamentului de conviețuire socială, primăria Buzău a demarat o acțiune de verificare în gospodăriile din municipiul Buzău. Primele rezultate ale acestor acțiuni arată că nici măcar 10% dintre deținătorii de câini nu respectă legislația în vigoare. Este vorba de punerea în aplicare a regulamentului privind gestionarea animalelor de companie în municipiul Buzău, regulament aprobat de Consiliul Local la finele anului trecut. O primă măsură în cadrul acestui regulament vizează inventarierea câinilor din gospodăriile populației, pentru că de nenumărate ori au existat voci ale buzoienilor care spun că mulți dintre câinii aflați pe domeniul public provin din gospodăriile populației. Odată demarat acest proiect, vom avea o imagine foarte clară a ceea ce înseamnă populația canină, ca să-i spunem, din municipiul Buzău. Pentru remedierea acestei situații, reprezentanții primăriei solicită deținătorilor de câini să își microcipeze patrupedele și să le aplice toate tratamentele specifice. În caz contrar, vor fi sancționați. Amenzile, începând cu data de 1 aprilie 2018, vor fi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. După inventarierea gospodăriilor din peste 100 de străzi din municipiul Buzău de către poliția locală, datele arată că din peste 3.300 de câini, doar 400 sunt microcipați și au carnet de sănătate. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru că obligația legală a proprietarilor de câini este aceea de a microcipa, de parazita și a face analizele necesare astfel încât aceste animale de companie să aibă carnet de sănătate. Buzoienii interesați să își microcipeze și să își vaccineze câinii sunt invitați să meargă la circumscripția sanitar-veterinară Buzău din strada Horticolei sau să apeleze 0238 712 619.